certificatul de matriculare, asigurarea, inspecția tehnică. Băuturi alcoolice, dacă ați consumat, vă întreb. O să facem o testare cu privire la consumul de alcool, da? Șoferi de taxi, de microbuze, autobuze și tiruri, dar și alți conducători auto care au trecut astăzi pe drumul național 5C pe ruta Giurgiu-Slobozia-Malu-Vedea-Găujani-Zimnicea au fost opriți de echipajul de poliție care s-a aflat la datorie încă de la ora 7. Oamenii legii au verificat actele de proveniență ale mașinilor și licențele de transport marfă sau persoane, precum și dacă a fost depășit numărul de locuri disponibile în mijloacele de transport în comun. Prinde LED-ul verde, suflați continuu până vă spun eu, da? Testul 126. Vă rog, continuu. Mulțumesc. De ce zero, da? Da. Unde mergeți? Am o rută până spre bujorul de Telorman. Cu ce vă ocupați? Distribuitor, agent de vânzări. Cum vi se pare aceste acțiuni ale polițiștilor? Sunt foarte binevenite pentru a împiedica eventualele pericole din trafic. Certificatul de matriculare, asigurare și inspecția tehnică, vă rog. O să facem o testare cu privire la consumul de băuturi alcoolice. Unde vă deplasați dumneavoastră? Sunt la Petroșani. Mașina cui aparține? Sifone. Lucrez la... Deci testul 127, da? Da. Vă rog, continuu, până vă spun eu, suflați. Mulțumesc. Deci nu sunt probleme, rezultatul 0, da? Da. Cum vi se par aceste acțiuni ale polițiștilor? Sunt binevenite, doamnă. Pentru că mai sunt unii șoferi care mai și consumă băuturi alcoolice și nu au ce să caute pe șosele. Chiar dacă au fost testați cu aparatul Dräger, conducătorii auto s-au declarat mulțumiți de acțiunile de control ale polițiștilor. La rândul lor, câțiva pasageri care circulau astăzi cu un microbus ce efectuează curse din Alexandria spre Giurgiu și retur, ne-au spus că preferă să întârzie câteva minute, dar să ajungă în siguranță acasă. Obișnuiți de regulă să vă urcați chiar dacă nu există un loc liber? Nu. Nu mergeți așa oricum? Nu. Dumneavoastră? Nu obișnuiesc. Cum vi se par acțiunile polițiștilor rutieri? Binevenite. Reîntâmpină accidentele. Chiar dacă mai întârziați un pic la destinație? Nu, mai bine ajung cum trebuie decât să... V-au dat și bilet? Avem bilete, bineînțeles. Nu circulăm fără bilet niciodată. Din fericire, niciun șofer care a fost oprit la intrarea în Slobozia nu a rămas fără permisul de conducere. În schimb, au fost aplicate câteva amenzi pentru nefolosirea centurii de siguranță sau nerespectarea semnelor de circulație. Un taximetrist s-a ales cu o sancțiune în valoare de 1000 de lei pentru că a efectuat o cursă care depășea localitatea de autorizare specificată pe licența de transport. Acțiunea polițiștilor a durat până la ora 15. Ce transportați? Nu, lucrez la servis. Avem scule pentru utile. Așa, zilnic, pe drumuri? Da. V-ați obișnuit cu polițiștii? Da, cum să nu. De ce nu respectați semnificația indicatoarelor? Eu l-am văzut în timp. Am văzut târziu, dar trebuie să... Nu am siguranță. Un de la test. De o colire n-am văzut nimic. Prezentați-mi, vă rog frumos, documentul. Am oprit în trafic în jur de 50 de conducători de autoturisme, fapt pentru care au fost sancționați mai mulți dintre ei, unul dintre care pentru legea 38, transportul de persoane în regim taxi.